Agitație mare ieri la biroul circumscripției electorale numărul 2 Roșiorii de Vede, când s-au depus cele mai multe candidaturi. În ultima zi au ales să-și depună candidaturile fostul primar Daniel Fierescu, candidat acum al Alianței pentru Tellerman, propus de PDL, și actualul primar Ion Nuțu, candidat din partea UNPR. Cei doi sunt candidații cei mai bine plasați în sondaje și se vor confrunta pentru a treia oară pentru fotoliul de primar al municipiului Roșiorii de Vede. Fiecare a venit însoțit de o parte din candidații aflați pe listele partidelor pe care le reprezintă în alegerile locale din iunie și cu speranța că vor câștiga, dar numai unul va fi învingător. Am depus cu cele mai bune intenții candidatura. În ceea ce privește speranțele sunt aceleași cu ale tuturor roșiorenilor. Acelea de a readuce în municipiul nostru administrația, bună administrație, pentru că cu echipa pe care o vedeți în jurul meu, nici nu se poate altcumva. Deci cu gânduri bune în final. Experiența pe care o am de 20 de ani în administrație publică locală, proiectele importante pentru comunitate și proiecte extrem de importante, încă o dată trebuie să reamintesc, proiectul privind reabilitarea rețelei de apă și canal și extinderea la nivelul întregii localități, modernizarea stației de tratare și retehnologizarea stației de epurare, 54 de milioane de euro, șoseaua ocolitoare a orașului, care va degreva, practic, străzile orașului de tranzitul greu care se efectuează în valoare de 57 de milioane de euro, în condițiile în care bugetul propriu al localității se ridică la 3 milioane de euro pe an. Faceți un calcul și să vedeți diferența. Proiectul privind centrala solară, panouri cu celule fotovoltaice, care mi-a fost aprobat și care de asemenea va aduce un avantaj extraordinar orașului, atât la nivelul bugetului local, unde vor intra foarte multe miliarde în perioada următoare, dar și crearea locurilor de muncă, faptul că deja investitorii străini germani și cehi au achiziționat terenurile, l-au eliberat documentele, certificatele de urbanism și acum vor începe lucrările de amenajare a centralei solare, de asemenea cu beneficii fantastice asupra orașului și multe, multe alte proiecte pe care le avem în perioada imediat următoare, mă determină să continui. Sunt obligat să continui. Sunt pur și simplu responsabil față de locuitorii acestui oraș care m-au investit cu încrederea lor și nu fac altceva decât să le mulțumesc și sunt onorat că au avut încredere în mine și așa cum au cerut, vom continua împreună. La Roșiorii de Vede s-au înscris pentru funcția de primar 9 candidați, 8 din partea partidelor politice și un independent. Din partea Partidului Social Democrat candidează Cristian Duică, din partea Partidului Național Liberal George Dumitrică. Partidul Conservator l-are candidat pe Relu Ivănică, Partidul România Mare pe Petre Cozma, Partidul Poporului Dan Diaconescu pe Tudorel Burce, iar Partidul Verde pe Aurel Voicu. Și listele de consilieri au câteva surprize notabile. Ion Gogoi este al treilea pe lista Partidului Social Democrat, iar viceprimarul Iulian Voicu este pe lista UNPR. Gabriel Stoicovici, doctorul pedelist, despre care se zvonea acum o săptămână că a trecut la liberali, este al doilea pe lista Partidului Democrat Liberal, iar lista de consilieri UNPR este deschisă de părintele protoiereu Mircea Ionescu. Un preot are pe lista de consilieri și Alianța pentru Tellerman, dar singurul independent printre pedeliști.